Care este în general atitudinea oamenilor față de acești copii care vin aici la școala dumneavoastră? Oamenii, din păcate, îi privesc într-un mod, să zic, poate ciudat pentru ei, nu pentru ceilalți, pentru că nu îi înțeleg. Copiii aceștia au niște particularități, ei trăiesc în lumea lor. Și cred că, din cauza asta, oamenii îi văd așa cumva deosebiți. De aceea ar trebui ca să oamenii să fie mai, să conștientizeze că acești copii cu autism sau cu alte sindrom Down sau alte afecțiuni care au, trebuie priviți așa cum sunt ei și trebuie priviți să ne uităm la el ca la un copil normal, cu micile probleme care le are. Ei, tocmai din cauza, noi suntem aici, dacă putem, cât putem, să corectăm din aceste defecte cu care s-au născut, să spunem, în măsura cât mai mare. Eu, de când sunt în școală și prin toată activitatea pe care o fac colegii mei, eu sunt mândru de activitatea lor, sunt bine pregătiți și rezultatele au apărut. Oamenii, m-aș bucura dacă ar avea mai mare încredere, dacă ar privi cu adevărați ochi aceste probleme a unor copii, chiar a copiilor lor, și ar veni înspre noi, așa cum vrem noi să mergem în întâmpinarea lor, să-i ajutăm. Există o mare reținere de a trimite copiii la noi, din păcate. Și acest lucru aș vrea, dacă se poate, să-l înțeleagă că venind aici este numai în binele, în favoarea copilului. Cât începe de repede terapia cu acești copii, cu atât rezultatele vor fi notabile. Dacă vine la o perioadă în care copilul este deja, are 14-15 ani, deja recuperarea este mult mai grea. La copii care am avut în clasă cu autism, și de fapt noi avem mai mulți copii, avem o clasă care este, majoritatea sunt autiști, dar mai avem și în alte clase copii cu autism, ei au, da, și în grădiniță, avem de la grădiniță au venit. Deci ei au venit de la grădiniță, iar cu această clasă și vede, este un progres extraordinar. Ăsta spunem noi, pentru că știm ce rezultate se pot obține. În schimb, dacă nu au încredere în noi, nu putem nici noi să îi Ce ajutăm. sfătuiți pe părinții care se întâmplă să aibă asemenea copii în familii? Sunt și părinți care îi lasă pe copii în școala de masă. Ce se întâmplă cu acești copii? Ce credeți că se întâmplă? Cunoașteți cazuri? Da, cunoaștem cazuri și, din păcate, acești părinți nu își dau seama cât de rău fac copilul lor. Pentru că dacă îl iubești cu adevărat pe copil, îl accepți așa cum este și, Doamne ferește, fiecare ne ferim. Dar trebuie să fim conștienți că odată ce este copilul, trebuie ajutat. Deci noi trebuie să ne axăm prin toate metodele ca să-l ajutăm pe copil. Avem o clasă cu copii cu tulburări pervazive de dezvoltare din spectrul autism, clasa a patra. Această clasă este de tip TEACH. Asta înseamnă că clasa noastră este împărțită în mai multe zone. Deci spațiul este structurat, fiecare copil lucrează într-o anumită zonă. Dimineață avem activități de grup. Începem cu cercul de dimineață. Fiecare dimineață facem prezența, starea vremii, ce anotimp este, ce zi este. Acesta este orarul clasei și fiecare copil are un orar individual și după ce se termină o activitate, pictograma care ilustrează activitatea este luată jos și pusă în buzunar la sfârșitul zilei. Aceste activități am avut astăzi. Astfel, elevii noștri înțeleg mai bine, sunt învățători vizuali, nu comunică, au dificultăți în comunicare și au dificultăți de relaționare pe plan social.
Astfel înțeleg mai bine ce au de făcut într-o zi la școală. Programul este mai ușor de parcurs, nu apar comportamente disruptive și scopul nostru nu este numai didactic-educațional, este și terapeutic. Mai avem și alte zone care include clasa de tip TEACH. Avem aici zona de comunicare, unde elevii primesc recompense pentru ceea ce fac în timpul zilei. Primesc, desigur, și recompense alimentare sau de tip laudă, de exemplu. Aici avem o zonă unde pot să ceară pauză când termină o activitate și important este că de la o zonă la alta se rotesc. Deci termină activitatea la o zonă, merg în următoarea zonă. Suntem doi profesori care ne ocupăm de copii și împărțim în grupe. Aici este o altă zonă, este zona de joc structurat. Aici doi copii lucrează, când termină activitatea, mergem la zona următoare. Este zona de muncă individuală. În cadrul acestei clase folosim terapia ABA, care este o terapie comportamentală. Folosim terapia PEX, care este o terapie augmentativă. Folosim pictograme cu imagini. Ei sunt învățători vizuali și așa învață și înțeleg mai bine ceea ce au de făcut. Ce este autismul, de fapt? Este o stare patologică care se caracterizează printr-o lipsă de interes pentru viața din exterior. Apar probleme de comunicare, de relaționare, apar diferite stereotipii, nu reacționează bine la stimuli din exterior. Dar cum apare? Este dobândit sau așa te naști? Se spune că da, este genetic. Studiile arată că din gemenii dizigoți, de exemplu, 10% sunt cu autism, iar din gemenii monozigoți chiar 80-90% apare. Și studiile arată că din cerebel celulele purkinje sunt într-un număr mai redus decât la alți copii. Acești copii care avem noi în clasă sunt în clasa a patra acum. Sunt aici în școală de la grădiniță. Avem rezultate bune, putem spune, pentru că comportamentele disruptive s-au redus. Nu mai apar crizele. Pot să interacționeze cu oamenii, cu lumea. Sunt care au niște aptitudini specifice. Am avut elevă în clasă care a învățat foarte repede limba engleză, programele de pe calculator, limba spaniolă. Deci pot excela într-o anumite din domenii? Da, da, în anumite insule ale, se spune că anumite insule ale creierului sunt mai dezvoltate. Da. Și pot să se nască și anumite genii din asemenea. Exact, așa este. Și pentru că ei sunt diferiți, lumea noastră este mai colorată.